În penitenciarul numărul 17 din Rezina s-a desfășurat activitatea cultural-artistică, festivalul interpenitenciar Evantai Cultural, cu genericul Gluma Umbrela Înțelepților. Participanții la eveniment au fost aceiași actori deținuți pe viață, care au evoluat în recentul spectacol Hamlet Proces din 15 septembrie anul curent. Mai optimiști, mai curajoși, deținuții spun că s-au pregătit și pentru acest eveniment, chiar dacă au avut puțin timp. După Hamlet, deci cred că totuși a fost reușit, măcar că cu toții ne-am făcut griji, pentru că am avut foarte puțin timp la dispoziție, cred că vreo 7-8 zile, da. Dumneavoastră, cred că dintr-o parte ați apreciat mai bine dacă a fost reușit sau nu. După Hamlet mi s-a părut ceva foarte, foarte simplu, simplu de tot, pentru că Hamlet de Shakespeare este Hamlet. Dar, pentru un program umoristic, cred că a fost reușit. Ceva a fost gata dinainte, ceva ne-am gătit chiar ultimele 3-4 zile și asta ne-am stăruit asta. A reușit pentru că am văzut reacția lor, era foarte veselă și s-au râs mulți. Eu cred că am ridicat dispoziția și noi toți am ridicat dispoziția lor. Мы постарались, вложились в неделю, у нас просто мало времени было после Гамлета подготовиться. Но, не знаю, судя по залу, вроде удался. După Hamlet, doar a trecut puțin timp, jumate de lună și noi, timp de o săptămână foarte greu ne-a fost să ne coordonăm din Hamlet în umor, dar am făcut cu plăcere. Și sperăm că v-a plăcut și dumneavoastră și la toată publica, pentru că am făcut din suflet, din toată inima. Noi am arătat că noi cu sensul de glumă încă nu-i pierdut, măcar că ședem cu mulți ani, dar totuși înțelegem umor și iubim umorul. Și concertul ăsta este special, noi am făcut, că lumea să înțeleagă. Și aici noi suntem și glumăreți și uităm la viață, la viitorul nostru, din partea optimistă. Și de atâta suntem bucuros că și concertul nostru a plăcut și la alți persoanele. У нас не было ни времени, ни больших ресурсов и возможностей, чтобы сделать что-нибудь более грандиозное, потому что по сравнению с Гамлетом это, конечно, ветерок. Деținуții au prezentat publicului poezii, scenete comice și cântece. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă și au să vină ei îndată cei doriți ca să vă vadă. A participat deținuți din rândul condamnaților latenți pe viață, care și-a participat la premiera Hamlet Proces. Băieții au avut foarte puțin timp de a pregăti festivalul dat, dar eu cred că s-au pregătit foarte bine. După ce au evoluat în spectacolul Hamlet Proces, care le-a inspirat curaj și mari speranțe de viață, deținuții consideră că statul trebuie să le mai acorde o șansă la viață. Просто властям хочется обратиться с такой просьбой, чтобы дали нам возможность действительно реализовать себя в жизни как граждане Республики Молдова и чтобы дали нам шанс влиться в общество, то есть иметь возможность реально освободиться и стать полноправными гражданами Республики Молдова, потому что большинство из нас здесь действительно сидят по ошибке, по жизненным обстоятельствам, и мы реально адекватно мыслящие люди, которые глубоко сожалеем о том, что мы натворили, и мы хотим, как говорится, реализовать себя как граждане Молдовы, потому что мы осознали то, что мы натворили, и хотим исправить свои ошибки, и чтобы общество, в том числе и власти, дали нам шанс стать полноправными членами нашего общества. Поскольку мы все граждане Республики Молдова, мы хотим ими оставаться и в будущем. Но я имею в виду уже на свободе. И просьба, пожелание к властям, чтобы они взяли, как говорится, это наше искреннее желание, наше намерение во внимание, чтобы они как-то перерассмотрели возможность нашего освобождения и дали нам реальный шанс. Форте мульта лумя есть жудеката пе недрепт, педепсита преа дур. Pentru că, din păcate, foarte mulți băieți de aici au fost judecați încă pe timpurile comuniste, cu acel cod vechi din anul 1961, când făcut de comuniști. Deci dacă vrem și noi să ajungem o țară europeană, ar trebui să facem acest pas mai repejor,
exemplu este frații noștri români, care au un cod penal cu mult mai blând ca la noi. Deci, nu știu, cred că ar trebui să luăm exemplu de la ei, să nu construim bicicleta din nou. Раз мы находимся на пожизненном заключении, значит, мы самые испорченные люди. Но это не совсем и не всегда так. Потому что, к примеру, я был осужден еще в переходный период между Советским Союзом и нынешней Молдовой. Тогда был бардак. И не думаю я, что я настолько плохой человек, чтобы я не был достоин освобождения. Да и все, которые участники, они показали себя, что они не звери, они обычные люди, которые совершили в своей жизни ошибку, о которой очень сейчас сожалеют. Поэтому я и говорю, что мы все сожалеем о том, что мы совершили. Но это не говорит о том, что мы должны сидеть пожизненно. Потому что мы исправились, мы осознали, каждый свою ошибку осознал. И больше я не думаю, что кто-то поступил бы так же. Ка Софии Петрикуту скимбарин леди, ка Софии Петрикуту... Ор Софии Майклар, пентру кондамнат латину певец. Să deții toată viața, ori să aibă șansă de a fi eliberat. Asta cred că e cel mai principal, dar la moment depinde de ei, numai de ei. Ei trebuie să fie inițiatori, ei trebuie să vină, trebuie să spună, trebuie să vorbească. Prin vorbă se schimbă tot. Tăcere niciodată nu ajunge la nimic bun. De atât asta e, asta e situația. Greu este implicată legislația europeană în acest sistem. Ar fi mai de dorit ca să mai accentuat sau mai să fie mai desfășurat o companie mai puternică asupra integrării legislativului european la noi în sistem penitenciar. Socot că prin acest legislativ s-ar descoperi multe lucruri și oameni care într-adevăr nu sunt pierduți de societate și societatea însă și-ar fi gata ca să îi primească înapoi în cercurile sau nici nu pot să vă spun, adică să-i primească și la lucru și să aibă o colaborare cu deținuții mai des, mai desfășurată, mai des, mai mare. Одно, чтобы наша Молдова наконец-то начала жить как и чтобы власти больше думали о народе, а не о собственных нуждах. Я не отделяю заключенных от вольных людей, потому что мы живем в одном обществе, и мы по-любому зависим от... И если там будет лучше, значит и здесь будет лучше. Естественно, мы хотели бы, чтобы у нас тюрьмы немножко освободились. Мы хотели бы, чтобы с нами работали бы больше социальных программ. Потому что у нас практически нет социальных программ по реабилитации, по интеграции в общество. Мы бы хотели, чтобы немного пересмотрели, потому что здесь люди порой сидят за пустяки, за мелочи, за которые в других странах платятся штрафы или какие-то административные работы. Это все, вот на это надо делать основу. Тюрьма для тех, кто заслуживает тюрьмы, а здесь не все, далеко не все заслуживают. Chiar eu stau de pe vremurile sovietice și am fost judecat cu legea din post-sovietică din 1961. Tragem nădejde și sperăm că o să ne vadă publica, o să ne vadă acei oameni care fac legile și sperăm că acest jumate de pas care l-a făcut în Europa o să-l facă chiar un pas și vor fi scoase acele legi post-sovietice, vor fi rezuite dosarele a multor oameni, pentru că sunt care și-au ispășit de acum pedeapsa, care s-au schimbat, sunt destoinici pentru o societate. Sperăm numai la mai bine. În penitenciarul 17 din Rezina își ispășesc pedeapsa 109 deținuți condamnați la detenție pe viață.